Bună ziua, prieteni! Astăzi, 18 septembrie, vom citi rugăciunea către preacuvioșii părinți și stareți care au strălucit la Sihăstria Optina. O, mar drepții ai lui Dumnezeu, stâlp și luminător ai pământului Rusiei, preacuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu, părinții ai noștri de la Optina, Leon, Macarie, Moise, Antonie, Ilarion, Ambrozie, Anatolie, Isachie și Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, Nicon și Isachie, după porunca Evangheliei de Domnul Dumnezeu din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul, l-ați iubit și ca niște făclii de far, de har purtătoare, ați luminat întreg poporul spre mântuire. Pentru aceasta, sub acoperământul preasfintei stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu, ați venit la Sihăstria Optina, întemeiată de tâlharul care s-a pocăit. Și, până la sfârșitul vieții voastre, ați umblat cu smerenie și osândire de sine, pe care acea strâmtă și plină de suferință, dobândind prin aceasta cu prisosință darurile binecuvântate ale Duhului Sfânt. Pe bătrâni și tineri, pe nobili și pe sărmani, pe înțelepții veacului acestuia și pe cei simpli, pe toți care veneau la voi cuprinși de necazuri, i-ați liniștit și mângâiat duhovnicește, cu lumina adevărului lui Hristos i-ați luminat și i-ați reînviat duhovnicește. Pe toți, ca pe voi înși vă i-ați iubit și în inima voastră i-ați cuprins, după cuvintele Apostolului, cele viitoare vestind, povățuind, îndreptând și mângâind. Rugați-L pe milostivul Dumnezeu, care în locuința Raiului, pe tâlharul înțelept împreună cu sine l-a luat, să ne dăruiască nouă, nevrednicilor ca lucrătorilor din ceasul al 11-lea, Duhul umilit, inima curată, înfrânarea limbii, faptele drepte, smerenie înțeleaptă, lacrimi de pocăință, credință nerușinată, dragoste nefățarnică, pace sufletească și sănătate trupească. Iar prin mijlocirea voastră să ne învrednicească Domnul de răspuns bun la înfricoșătoarea sa judecată și de chinurile veșnice, izbăvindu-ne de împărăția cerului, să ne facă părtași împreună cu voi în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.